Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Oana Șlemco și vă invit să urmăriți comentariul zilei. Alături de mine în studio se află jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin, și bine te-am regăsit! Bună, Oana, bine v-am regăsit! Am astăzi pentru tine numai vești bune. Nu, dar vestea proastă e că s-a schimbat ora și stai, dereglează organismul. Dar de ce duci tu? Și căldura asta foarte mare. Deci două lucruri dintr-o dată. Mie mi-ai dat numai vești bune până acum, pentru că mie îmi place și căldura și mă bucur că și ziua s-a mărit. Oana n-a venit prea brusc. Hai să vorbim serios. Adică acum o săptămână stăteai cu geacă groasă, nu? Da, dar eu mă bucur de căldură oricum ar fi. Na, bun. A venit aici brusc. Da. Nu contează, eu brusc mă bucur oricum ar fi. Da, pentru că mâine va fi o vreme destul de mohorâtă. Ai văzut că avem și cod portocaliu. Da, e cod portocaliu de vânt. Acum de văzut că e pe întreg județ, nu? Da. Da, știi că și pentru Botoșani și pentru Neamț. Coduri din astea și nu se manifestă chiar în întreg județ. Poate trece pe lângă. Da, vom vedea. Dar astăzi trebuie să ne bucurăm de căldură și, de asemenea, trebuie să ne bucurăm că România a intrat în spațiul Schengen, însă numai, mă rog, deocamdată doar la nivel naval și aerian. A fost un eveniment marcat și la Suceava. Domnul președinte Gheorghe Flutur s-a deplasat la aeroport cu stegulețe, cu un tort. Probabil că ai văzut și tu imaginile de la fața locului. Am văzut și eu imaginile de la fața locului, pentru că aparatul de reclamă al PNL-ului a trimis la toată lumea. De propagandă, te rog. De propagandă. Așa îi zic eu, de propagandă. Azi i-am zis de reclamă. Dar mă mir că n-am ieșit o barcă aici în maritim pe apa Sucevei, să fi venit din Viena, nu știu cum. Un iaht, ceva puțin. De lux. Deci, sau la noi aici, în Bucovina, un pic mai sus, spre Vatra Durnei, măcar o plută. Măcar o plută. Așa, că noi suntem cu plutăritul. Să vină cu tortul la apa Sucevei. Da, este un eveniment. Singurul lucru care a lipsit din toată această chestiune, care e un motiv de bucurie, dar și un motiv de tristețe, pentru că normal ar fi fost ca să se intre și terestru. Dar acolo este o discuție politică și financiară, acolo e vorba de foarte mulți bani, foarte multe interese și de aia seamă, lasă-i se bucure când merg cu avionul să nu-i mai caute la buletin când ajung. Da, 5 minute, 10 minute, câte dacă era, te duci dintr-o țară Schengen în altă țară, da, Schengen, în rest. Da, bine, dar și ceilalți, la fel, ce dacă merg din Germania în Iran sau în Emiratele Arabe, bănuiesc că este la fel ca și pentru noi, nu? Adică nu mergi, sau din Italia, nu tot același lucru este. Noi vorbim de spațiu Schengen acum. Până acum România era, adică suntem în Uniunea Europeană de atâta timp, dar la noi e treptat. Adică suntem și nu suntem, știi? Ușor, să nu ușor, fie da, dintr-o dată brusc vremea, ca... Așa, și în toată, deci e și un motiv de tristețe, dar din toată chestia asta ce a lipsit, ce am sesizat eu la domnul președinte Gheorghe Flutur, că n-a spus că e un moment istoric. Adică a spus că suntem în Europa, Europa e în noi, ceva de genul ăsta. Dar cuvântul cheie, adică expresia cheie a domnului președinte Flutur, el are foarte multe momente istorice. Când se semnează un contract de studiu de fezabilitate, e moment istoric. Când se semnează, se face licitație, e moment istoric. Când se, nu știu ce, toate sunt momente istorice. Ori acum e un moment important, așa, mă mir că nu l-a introdus în categoria momente istorice ca să li se întipărească bine oameni. Dar asta, suntem în Europa și Europa e în noi, ceva de genul ăsta. Dar acum de înglumim, oricine ar fi făcut așa, oricine ar fi fost președinte al Consiliului Județean, aeroportul se află în subordinea Consiliului Județean, este și aici a bătut tot guvernul, PNL, PSD, Coaliția, pentru că ei sunt la guvernare și ei spun, bă, v-am adus Schengen, știi? Și el trebuie acest mesaj transmis de la București și la Focșani și la Suceava, unde sunt aeroporturi, la Focșani nu este aeroport. La Baia Mare, unde e și conducere PSD-PNL, toată lumea bate toba cu Schengen. Dar de ce nu bat împreună toba la Suceava? Pentru că nu, la acest eveniment au fost cei orașe, de la... Oana, unde nu bat toba împreună. N-ai văzut scandalurile astea? Și pe la Timișoara, când cu candidatorii unice s-a spărat președintele Consiliului Județean de la PNL, că așa, că îl pune PSD-ul. Deci sunt disensiuni în mai multe locuri. Iar Suceava este un fief al disensiunilor. Întotdeauna a fost. Sunt un șoarece și o pisică. Când PSD-ul e șoarecele, PNL-ul o pisică. Când pisică și șoarece, invers, știi? Ei se hărățesc tot timpul. Niciodată n-a fost bun.
că în spatele ușilor închise și la telefon ei mai vorbesc și mai împart niște funcții și niște idei, impresii de călătorie și secvențe din viață, asta e altceva. Dar așa, în public, e cu topoare. Adică suntem aici, în această zonă binecuvântată de Dumnezeu, cu pădure multă, topoare, drujbe și topoare. Și oricine ar fi făcut așa, sunt convins, minus tortul. Adică nu cred că făcea cineva și tort, cum a făcut, a dat comandă domnul președinte, tortul ăla cu avionul în tricolor. Nu cred că și cu trei aripioare. Dar nu, adică tortul, bun, hai că a făcut stegulețe, bine ați venit în Schengen. Lumea era foarte bucuroasă să primească stegulețe la venirea din Schengen în Schengen. După cum se putea citi pe fețele domnilor, cred că s-au speriat când au văzut. Mai țin minte când a fost la aeroport, nu știu ce, tot un festivism din ăsta. A venit nu știu cine și dădeau aia cu apa, cu furtunul cu apă. Și a venit o cursă, cred că de la Memmingham, nu știu de, pentru prima oară. Și când au deschis, oameni se uitau pe geam și au deschis, da, erau câțiva dansatori pe pistă. Au fost întâmpinați cu dansuri populare de la noi din zonă. Oamenii nu știu unde sunt pe aeroport. Suntem în Africa, unde am ajuns? Și lumea dansa bucuroasă, e bucuroasă. Aduc și oamenii se mirau ce cu spectacolul ăsta. Putea să le dea și teatru. În Turcia am mai văzut așa. Acum câțiva ani am fost în Istanbul și erau alegerile și da, toată lumea dansa și cânta și toată lumea se prindea în hor în da, centrul orașului, era ceva. Dar nu te aștepta da, pe tine aeroportul. Nu, dar eu nu mă așteptam să-i văd pe membrii partidelor politice în zona centrală, în bazarul da, mare din Istanbul, da, punând muzică și toată nu, lumea. Nu, dar să vii tu de la nu știu, de la Milano așa, tu care lucrezi de 5 ani acolo, vii rupt de oboseală, cum e de crăpată de la treabă, cu gândurile tale, cu copii acasă, bunica, cu nepot, nu știu ce. Și când deodată îi vezi pe unii plin de veselie. Da, da. Revenind la evenimentul... Grătare cu micii mai trebuia să facă pe pistă și... Da. Da. Voiam să te întreb dacă știi că au fost și totuși și cei de la PSD la da, acest eveniment. Neinvitați de conducerea Consiliului da, Județean sau doamne, de cei... Păi am văzut o fotografie circulând pe Facebook în care apărea, cred că, domnul Șologon, subprefectul da, județului Suceava. S-au dus trei persoane, trei sau patru persoane la aeroport și deci aveau un banner. Da, un banner... Și ce nu mai țin minte mesajul bine de pe banner. Ceva de genul acesta, tot un mesaj de bucurie, nu de da, tristețe, îți dai seama. Da, mă, să fie de bine. Dar m-am mirat că unii erau. Da, nu, te-ai mirat. Dar m-am imens mirarea, cum să te miri, doar știi la Suceava ce, de ce vrea să stai de după gât PSD-ul, PNL-ul. Să știi că în 2007, când am intrat în Uniunea Europeană și a fost organizat în Suceava, iarăși un eveniment frumos, tot cu stegulețe, n-au avut tort atunci, dar au participat și cei de la PSD și cei de la PNL în zona centrală. A fost un accident. Erau băuți, cred că astfel nu. Da, nici chiar ceva așa a fost. Da, trecem acum la știrile din sport. Îți spuneam că avem numai vești bune astăzi. Bucovina Rădăuț a avut o victorie împotriva FC Bacău. Am înțeles da, că a fost un meci extraordinar, nemaipomenit. Da, eu n-am fost. Am fost la meciul ăla altul. Săptămâna trecută o repriză la Rădăuț cu Șomos. Am mai mers până la Rădăuț, dar e rezultatul, contează. Bun, nu e diferență mare de scor, nu știu cum s-a jucat, dar Rădăuțul văd că nu se lase. Văd că Ovidiu Morariu, care e antrenor principal, eu am vorbit și cu primarul de la Rădăuț, Bogdan Loghin. Finanțarea este constantă, ca și anul trecut, vreo 800.000 de lei. Așa. Deci e subțire, dar atâta de primăria, mai sunt și sponsori locali, spunea primarul, care... mai contribuie financiar și zic, doamne, dar chiar când mi-a zis Ovidiu Morariu că se bat să promoveze, doamne, nu le zice nimeni să, adică să pună, bă, n-avem bani, nu vă mai bateți. Ovidiu Morariu, antrenorul principal, a zis că ei se bat la retrogradare, la retrogradare, la promovare. Ai grijă ce spui, ai grijă. Și vă că se țin. Acum, demers probabil că ei fiind pe locul întâi. Acum, dacă mai fac vreo 3-2 victorii, merg la Baraj. Probabil că, din câte știu eu, seria, ce spunea lumea care a văzut echipele la joc, în seria a doua, pentru că primele două clasate din seria întâi vor juca cu primele două clasate din seria a doua. Acolo e Focșani și cu Buzău, sunt echipe mai tari. Dar este de apreciat parcursul celor de la Rădăuți și că nu se dau la o parte.
sper că o să o țină tot așa. Trebuie să te întreb, nu pot să mă abțin. Da, te rog. Și despre fotbalul din Suceava, ce mai știi? Nu știu, eu am cu Florin Cristescu, am făcut săptămâna trecută și el are o echipă de copii, copiii care erau la Foresta, care e moartă acum. I-a luat Florin Cristescu, este un club, Asociația Unirea Suceava, unde Florin Cristescu este antrenor, are 57 de copii și pregătește grupele astea de copii, care au rezultate bune, cu toate că e un club nou înființat. Cam asta se întâmplă la nivel, și mai sunt rezultatele bune la Liceul cu program sportiv, este echipa Under 17, care s-a calificat în semifinale. Acum joacă cu două echipe din București și una din Schellenberg. Deci se întâmplă la nivel de copii și juniori. La seniori în municipiul Suceava este doar juniorul, care e în Liga 4 și săptămâna trecută când am fost la meci, a luat bătaia acasă de la Șoemii, Gura Humorului. Acolo înțeleg că se dorește promovarea în Liga 3, chiar se dorește și sunt și niște bani. Da. Avem victorie și la handbal, CSU Suceava. Da, e o victorie de apreciat pentru că Potai Satur, da, chiar este o echipă tare, este o echipă puternică, pe locul 5 sau 4, 4 ce am uitat, 5 sau 4. Dar oricum e diferență de puncte. Potai Satur, da, e o echipă bună, are un lot bun și pentru mine, cel puțin, cât urmăresc eu fenomenul, e, pare surprinzătoare această victorie și trebuie de subliniat că parcursul anul ăsta se vede că echipa s-a mai maturizat și cei tineri, că sunt foarte mulți tineri, s-au mai copt un pic, merg mai bine decât anul trecut, sunt pe locul 7, au destule puncte. Anul trecut a fost un pic cu emoții, dar oricum nu retrograda, nu se pune problema asta, dar anul ăsta e mai pe relaxare așa la cum stau și au evoluții să bați la tur, dar și la o diferență 5 goluri parcă au fost destul de mare, e de apreciat. Mulțumesc, Sorin, pentru această discuție.